Salut, eu sunt Gicu și astăzi voi muta bambusul afară. În sfârșit, acest bambus pe care l-am crescut din semințe este moso și deci l-am plantat în acest chiveci uriaș și trebuie să-l mut de unul singur și veți vedea cum îl voi muta. Deci nu e atât de greu, deci de ridicat chiveciul nu-l pot ridica, dar veți vedea totuși cum voi muta acest bambus afară. Deja e timpul, se încălzește cât de cât și în casă nu prea arată cine știe ce, îi place afară, să-l mai bată vânt un pic și hai să îl mutăm. Încetul cu încetul să-l scot de aici. Deci, așa l-am pus, așa și-l scot, cum l-am pus, de unul singur. E bine, acum va trebui să deschid ușa. Știi ce de bine miroase dacă am atins aceste frunze? A crescut destul de mult, de fapt. Ghiveciul abia încape pe ușă. Acum mă voi stărui să-l dau atent peste prag, să nu zgârâi. Și voi pune ceva. E bine, aici am pus bambusul în acest loc. Ca și anul trecut, s-a simțit foarte bine anul trecut în acest loc. La fel se va simți și în acest an și eu cred că va crește lăstari noi, mai înalt ca acesta. Acesta tot destul de înalt a crescut și e foarte bine. Și deja au pornit să crească niște lăstari noi, deci vom vedea, când va fi foarte cald, sper că vor crește din ăia mai groși un pic și mai înalți. Vom vedea, voi posta update-uri. Și da, sper că v-a plăcut acest video, cum am mutat eu bambusul afară și se va simți foarte bine toată vara. Numai bine, o zi frumoasă, până data viitoare!